5 persoane sunt bănuite că au tâlhărit mai multe persoane pe raza județului Ilfov, dar și în municipiul București. În baza probelor administrate în cauză în această dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale a Poliției a municipiului București au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară în județele Ilfov și Giurgiu. De asemenea, au fost dispuse și mai multe mandate de aducere. Cercetările în cauza instrumentată de către Direcția Generală a Poliției a municipiului București și parchetul de pe lângă Tribunalul București au fost declanșate în data de 10 mai 2016, în urma unui apel la 112, Poliția Capitalei fiind sesizată cu privire la faptul că 4 persoane mascate au pătruns într-un imobil de pe raza sectorului 4, unde i-au imobilizat pe proprietari și le-au sustras bani și bijuterii, după ce i-au amenințat cu acte de violență. Ulterior, pentru a-și asigura scăparea, au luat autoturismul victimelor, s-au deplasat câțiva kilometri cu el, după care l-au abandonat. La finalizarea perchezițiilor domiciliare, bănuiții vor fi conduși la audieri la sediul Poliției Capitalei. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie în formă calificată și lipsire de libertate, urmând a fi dispuse măsuri legale.